Într-un început, trebuie să prezinte domnul președinte de ședință, Milo Alexandru, dispoziția de convocare. Prezent. Prezent. Я бы вот Da. Atunci dăm cuvântul domnului Milo Alexandru, președintele ședinței, să citească dispoziția de convocare pentru ședința de astăzi. Bună ziua! Dispoziția numărul 73 din 2 aprilie 2020 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Mănăstirea Cașin în data de 14 aprilie 2020, începând cu ora 10. Primarul comunei, având în vedere adresa numărul 6535 din 26-3-2020, primită de la instituția prefectului Ștefanului Bacău, înregistrată la noi cu numărul 6651 din 30-3-2020, prin care ni se transmite măsurile necesare pentru împiedicare în răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României în ceea ce privește organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Local. Prevederile articolului 50 din anexa numărul 1 de la decretul președintelui României numărul 1195 martie 2020, în care se arată pe durata stării de urgență autoritățile administrației publice, centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activităților, astfel încât să fie evitate pe cât posibil impactul direct între persoane electronice de comunicare. Devizul general al proiectului modernizare comunale în Vizul general a proiectului modernizare strada Primăriei din Comuna Mănăstirea și Județul Bacău, cu 5.53, cheltuieli diverse și neprevăzute în sumă de 451.963 de lei din proiectul investiții de modernizare și dezvoltare a infrastructurii școlii gimnaziale numărul 1 Mănăstirea Cașin. În temeiul prevederilor articolului 96 aliniatul litera B din ordonanța de urgență numărul 50. Privind codul administrativ, dispune Consiliul Local al Primăriei Mănăstirea Cașin județ. În 2020, începând cu ora 10. Procedura de convocare și adoptarea hotărârilor Consiliului Local pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare pentru Proiectul Modernizare Drumuri Comunale în Comuna Mănăstirea Cașin și județul Bacău. Numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general prin proiectul Modernizare Drumuri Comunale în Comuna Mănăstirea Cașin și județul Bacău. Numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării modernizare, dezvoltarea infrastructurii școlii numărul 1 Mănăstirea Cașin.
Numărul 7. Proiect de hotărâre privind dezvoltarea serviciului de salubrizare. României, ședința se va de prezenta discuție va fi la avizul de la primărie, va fi comunicată cu locația de interna instituției și va fi comunicată în formă electronică. Comuna Mănăstirea Comuna. Cine este pentru dispoziția numărul 73? Pentru ordinea de zi. Toată lumea. Suntem de acord. Suntem de acord. De acord. Este cineva împotrivă? Nu. No. Nu. No. De acolo mai am imagine. Da? Casa mea asta e bine. Nu se aude microfonul deloc. La fiecare cerere de vot ar trebui să facă prezența, să facă tur pentru fiecare. Amintrea, nu poți să-ți dai seama cine a votat pentru cine împotrivă. Ar trebui să ne întrebați pe fiecare în parte, într-adevăr, ai corect, așa ar fi. Domnul președinte, ședinte, faceți un tur cu toți consilierii. Imediat. Domnul Beloiu. Domnul Burgă. Da, doamna Burg. Da. Doamna Burg, este de acord, da? Cu ordinea de zi. Domnul Maru, sunteți cu ordinea de zi? Poftim? Domnul Chelaru. Da. Domnul Chelaru. Da, v-am auzit, sunt de acord. Ok. Domnul, de acord? Domnul Lazar? Da, sunt de acord, da. Domnul Lazar. Da, v-am auzit, v-am zis, sunt de acord. Nu vă aud, eu nu vă aud. Da, eu vă aud. Domnul Mihu, sunteți de acord cu ordinea de zi? De acord. Ați auzit? Domnul Rusu. Domnul Rusu, sunteți de acord cu ordinea de zi? Da, sunt de acord, da. Sunt de acord. Ok, mulțumesc. Domnul Pavel. Da, sunt de acord, sigur. Domnul Moraru. Da, sunt de acord, sigur.
Domnul Rențea, sunteți de acord? De acord, de acord. Domnul Sitaru. Aici atent. De acord. De acord, de acord. Doamna Dinga. De acord. Doamna Iordache. Da. De acord. Domnul Gheorghiță. Da. Și domnul Zgăvârdici. Da. Deci toți sunt de acord, nu? Da, toată lumea este de acord. Domnul Beloiu, n-am reușit să intru în legătură. Da, nu fac să fie. Da, da, da. Da. Încă o rugăminte. Având în vedere că v-a fost trimis materialul în prealabil, o să citesc doar proiectul de hotărâre. De acord. Și vă rog frumos tot la fel să-mi răspundeți dacă sunteți de acord sau nu. Proiect de hotărâre privind modificarea completării planului de organizare și funcționarea Consiliului Local Mănăstirea Cașin cu procedura de convocare și adoptarea hotărârilor Consiliului Local pentru dedicarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României. Sunteți de acord cu proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea regulamentului de organizare? Domnul Beloiu. Domnul Burbe, sunteți de acord? Doamna Burbe. Burbe, aici a fost trecut Burbe. Burbe. Așa. Domnul Chelaru, sunteți de acord? De acord. Domnul Lazar. De acord, domnul președinte. Domnul Mihu. De acord. Pentru. Domnul Roșu, sunteți de acord? Da, sunt de acord. Domnul Pavel. Da, sunt de acord. Domnul Moraru. De acord. Domnul Rentea. De acord. Domnul Citaru. De acord. Doamna Dinga. De acord. Doamna Iordache. Da. Domnul Gheorghiță. De acord. Domnul Zgăvârdici. De acord. Trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare pentru proiectul modernizare drumuri comunale în Comuna Mănăstirea Cașin, în județul Bacău. Sunteți de acord cu acest proiect de hotărâre? Doamna Burcă. Domnul Chelaru. De acord. Domnul Lazar. Da, sunt de acord. Domnul Mihu. De acord. Domnul Roșu. Da, de acord. Domnul Pavel. De acord. Domnul Moraru. Da, de acord. Domnul Rentea. De acord. Domnul Sitaru. Da. Doamna Dinga. Da, de acord. Doamna Iordache. Da. Domnul Gheorghiță. Da, de acord. Domnul Zgăvârdici. Da, de acord. Trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general privind proiectul modernizare drumuri comunale în Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Sunteți de acord cu acest proiect de hotărâre? Domnul Beloiu. Doamna Burcă. Da. Domnul Chelaru.
De acord. Domnul Chiuțul. Mulțumesc. Domnul Lazar. Da, sunt de acord, da. Domnul Mihu. De acord. Domnul Roșu. Da, de acord. Domnul Pavel. Da, da, de acord. Domnul Moraru. Da, sunt de acord. Domnul Rentea. De acord. Domnul Sitaru. Da. Domnul Sitaru, mă auziți? Da, da, sunt de acord. Numai să fac o dată. De 2 ani de zile toți suntem de acord. Doamna Dinga. Doamna Iordache. Da. Domnul Gheorghiță. Da. Domnul Zgăvărdici. Da, de acord. Mulțumesc. Trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general privind proiectul modernizare strada Drumul Morii din Comuna Mănăstirea Cașin în județ Bacău. Doamna Burcă, sunteți de acord cu proiectul? Domnul Chelaru. Da, sunt de acord. Domnul Lazar. Da, sunt de acord, da. Domnul Mihu. De acord. Domnul Roșu. Da, de acord. De acord. Domnul Pavel. Da, de acord. Domnul Moraru. Da, sunt de acord. Domnul Rentea. Da, de acord. Domnul Sitaru. Da, sunt de acord. Doamna Dinga. Da, sunt de acord. Doamna Iordache. Da. Domnul Gheorghiță, mă auziți? Da, sunt de acord. Da. Domnul Zgăvârdici. Da, de acord. Mulțumesc. Trecem la următorul proiect de hotărâre numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării sumelor din capitolul 5.5.3, cheltuieli diverse și neprevăzute din devizul general în sumă de 451.963 de lei din proiectul investiții de modernizare și dezvoltare a infrastructurii școlii gimnaziale numărul 1, Mănăstirea Cașin. Sunteți de acord cu acest proiect de hotărâre? Doamna Burcă. Domnul Chelaru. De acord. Domnul Lazar. Da, sunt de acord. Domnul Mihu. Da, de acord. Domnul Roșu. Da, de acord. Domnul Pavel. Domnul Pavel. Da, sunt de acord. Domnul Pavel. Sunt de acord, da. Mulțumesc. Domnul Moraru. Domnul da, Moraru. Sunt de acord. Da. Sunt de acord. Domnul Rentea. Da, de acord. Domnul Sitaru. De acord. Doamna Dinga. Doamna Iordache. Mă abțin. Consider că materialul pe care l-am primit a fost incomplet. Vizitările care au fost efectuate în afara celor prevăzute. Mă abțin. Deci vă abțineți, da? Da. Mulțumesc. Domnul Zgăvârdici. Da, de acord.
Trecem la următorul punct din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării domeniului public la Bucă. Sunteți de acord? Domnul Stelaru. De acord. Domnul Lazar. Da, sunt de acord. N-am semnat. Domnul Mihu. Da, de acord. N-am semnat. Domnul Rosu. Da, sunt de acord. Nu am semnat. Domnul Pavel. De acord. Domnul Moraru. Da, sunt de acord. Domnul Rentea. De acord. Domnul Sitaru. Da, sunt de acord. Doamna Dinga. Da, sunt de acord. Doamna Iordache. Da. Domnul Găvârdici. Da, sunt de acord. Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct din ordinea de zi, numărul 7. Hotărâre privind aprobarea modelului strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare al județului Bacău. Păi că e asta, nu? Da. Hotărâre, da? Deci, hotărâre privind aprobarea modelului strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare a județului Bacău. Având în vedere prevederile legii numărul 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare. Prevederile legii numărul 101 din 2006 a serviciilor de dezvoltare a localităților republicate cu modificările și completările de urgență modificarea și completarea legii numărul 2011, privind regimul deșeurilor. Hotărâre. Articolul 1. Se aprobă strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare conform anexei numărul 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Sunteți de acord cu prezenta hotărâre? Doamna Burcă. Domnul Chelaru. Da, de acord. Domnul Lazar. Da, sunt de acord, da. Domnul Mihu. De acord. Domnul Roșu. Da, de acord. Domnul Pavel. De acord. Domnul Moraru. Da, sunt de acord. Domnul Rentea. De acord. Domnul Sitaru. Da, de acord. Doamna Dinga. Da, de acord. Doamna Iordache. Doamna Iordache, m-a auzit? Da, am spus da. Domnul Gheorghiță. De acord. Domnul Găvârdici. Da, sunt de acord. Acum asta a fost ordinea de zi a ședinței de astăzi.
Da, mulțumim, domnul președinte. Mulțumesc tuturor. Și cred că până la urmă asta va fi organizarea pentru următoarele 3-4 luni de zile a Consiliului Local. Cam așa se va desfășura ședințele Consiliului Local și sperăm să ne specializăm de la o ședință la alta. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim! O zi bună vă doresc tuturor! O zi bună! Salut! Salut, domnul! Da. Vă mulțumim pentru participarea la ședință și declarăm închisă ședința Consiliului Local de astăzi. Salut, domnul secretar! Să trăiți!